Joi după amiază, într-un spațiu al cărții deschis tuturor, a fost lansat primul volum al cărții Cele patru dimensiuni ale feminității românești. Pornit la inițiativa cunoscutei Monica Tatoiu, proiectul se dorește a fi o panoramare a modelelor de gândire contemporană a femeilor de astăzi. Printre cele 70 de eroine ale cărții se numără și două băcăoance: Eugenia Harja, directorul Direcției Județene de Statistică, și Otilia Lupu, managerul unei cunoscute firme regionale de creație și producție publicitară. Răspunsuri la întrebări care pot părea indiscrete și mărturisiri ce aduc o lumină nouă peste personalități aparent bine cunoscute. Acestea sunt surprizele cărții Cele patru dimensiuni ale feminității românești. Monica Tatoiu, cea care a avut ideea acestui proiect, a căutat și a găsit 70 de femei care pot fi considerate prototipuri ale femeii de astăzi. Ziarele și televiziunile din România sunt pline de imagini de femei românce care n-au nimic de a face cu realitatea românească. Acum un an de zile am plecat în căutarea femeii adevărate din România, pe care am găsit 1000 de exemplare. Și atunci m-am gândit să comunicăm printr-o carte un lucru extraordinar de adevărat. Femeia din România este vie, e frumoasă, e deșteaptă, indiferent dacă este blondă sau brunetă, cum zice romanța. Femeia din România are niște valori fundamentale păstrate de Biserica Ortodoxă de mii de ani. Și femeia din România n-are nimic de a face cu femeia din America pe care încearcă să o copieze televiziunile comerciale. Două băcăoanci au fost convinse să-și devoaleze sufletul și mintea în fața cititorilor, amândouă devenind prin rândurile scrise mai interesante pentru noi, concitadinilor. Ieșirea din tiparele cotidianului, dar și reflexiile lor surprinzătoare, ne vor face să le privim cu alți ochi de acum înainte. Este interesant proiectul și îți trebuie și un pic de curaj ca să scrii. Și eu am avut un mic hop când am început să scriu. Mă gândeam să scriu eu despre mine, adică ai o mică reținere. Citește toată lumea, oricine, cine știe ce gândește. Sau... Ei, și după care îți dai drumul și rămâi în lumea ta și vorbești tu despre tine. E mai greu să scrii despre tine și mai ușor să scrii despre alții, asta este clar. Au fost patru teme, fiecare temă având mai multe întrebări. Personal a fost un exercițiu așa de aducere aminte a ceea ce făceam în copilărie când mergeam la olimpiadele de limba română și pot să spun că mi-a plăcut. Deci a fost un prilej să-mi amintesc de copilărie, de ce sunt eu în viața de zi cu zi, eu în afara a ceea ce se vede. Raportarea la sine, la familie, la profesie și la divinitate sunt marile teme ale volumului, care surprinde și franchețea răspunsurilor, dar și profunzimea meditației. Acest volum este primul pas în proiect, Monica Tatoiu sugerând că în România există foarte multe femei care au de împărtășit experiențe și învățături cu adevărat interesante și folositoare.